O chestiune extrem de importantă. Vrem ca din bugetul CUP Dunăre, Străzile Plevna, Rahova, Unirii, Mihai Bravo, Grații și Ștefan cel Mare, o să vă spună domnul Popa câteva chestiuni în suplimentar, să fie refăcute din bugetul propriu al CUP Dunăre. De ce purtăm discuția asta la bugetul Consiliului Local? Pentru că în bugetul Consiliului Local există un cont extrabugetar pe care nu-l va veni nimeni în seamă, care înseamnă contribuția municipiului la fondul de dezvoltare al CUP Dunăre. Este o sumă considerabilă. Este vorba de câteva milioane de lei. Această sumă se întoarce în fiecare an, CUP Dunăre plătește redevență la municipiu, iar municipiul aceea sumă o introduce în bugetul de dezvoltare a celor la CUP Dunăre. CUP Dunăre trebuie să intervină pe străzile enumerate de mine, la rețelele de apă și de canalizare care înregistrează avarii deosebit de grave. În unele zone chiar au căzut mașini în aceste gropi făcute de defecțiuni, de problemele apărute la canalizare și la conducta de apă. Automat intervenind, ar trebui refăcute și străzile respectând regulamentul de spargere. Știți o temă pe care am inițiat-o acum ceva timp în urmă. Ăsta este modul în care din bugetul Consiliului Local, noi ar trebui să direcționăm banii către CUP Dunărea cu destinație exactă.